Imaginează-ți pentru o clipă că ești singur la sute de kilometri de pământ și asiști la ceva ce cadrul uman de referință nu poate înțelege. Astronauții chiar pățesc asta uneori. Ei sunt cu adevărat cei mai curajoși oameni ai noștri. Aceștia ajung până la acel mister infinit cunoscut sub numele de cosmos, neștiind ce îi așteaptă de cealaltă parte. Au doar o misiune și uneori se întâmplă lucruri de neînțeles în aceste misiuni. De la OZN-uri la muzică spațială ciudată până la o bătaie la ușă, există multe lucruri despre care au vorbit acești astronauți. Așadar, acestea sunt câteva povești terifiante ale astronauților din întreaga lume care au asistat la ceva inexplicabil. Mesajul secret al lui Neil Armstrong către NASA. Fostul șef al sistemelor de comunicații NASA, Maurice Chatelain, a scris în cartea sa Cosmic Ancestors, publicată în 1975, cu doar câteva momente înainte ca Armstrong să coboare pe scară pentru a pune piciorul pe lună, două OZN-uri pluteau deasupra capului. Edwin Aldrin le-a făcut câteva fotografii. Unele dintre aceste fotografii au fost publicate în numărul din iunie 1975 al revistei Modern People. În realitate, chiar au fost două minute de liniște radio după ce Armstrong a pus piciorul pe lună. NASA a susținut că una din cele două camere de televiziune s-a supraîncălzit, perturbând recepția. Dar această explicație nu e chiar cea mai plauzibilă. Presupusul mesaj al lui Armstrong ar fi fost: acești extratereștri sunt uriași, domnule. Enormi. Nu ai crede, vă spun că sunt alte nave spațiale aici, aliniate pe partea îndepărtată a marginii craterului. Sunt pe lună urmărindu-ne. Neil Armstrong nu a spus nimic despre acest eveniment până la moartea sa în 2012. Totuși, suficient de mulți oameni credibili confirmă faptul că în 1969 am aterizat nu numai pe lună, ci într-una din cele mai semnificative întâlniri extraterestre din toate timpurile. Un astronaut chinez a auzit o lovitură în afara navei sale spațiale. În 2003, Yang Liwei a devenit primul astronaut chinez care a ajuns în spațiul cosmic. A fost la bordul Shenzhou 5, una din multiplele călătorii Shenzhou care aveau să se întâmple în anii următori. Într-o noapte tăcută și singuratică pe 16 octombrie a auzit un sunet ciudat, asemănător unei bubuituri afară. După cum a descris-o tocmai el, cineva a ciocănit corpul navei spațiale la fel cum bate o găleată de fier cu un ciocan de lemn. Nu venea nici din exterior, nici din interiorul navei. Având în vedere că spațiul e un vid și sunetul are nevoie de un mediu pentru a trece, cum ar fi aerul sau apa, afirmațiile ciudate ale lui Liwei ar fi putut fi văzute ca fiind dubioase. Cu excepția faptului că în următoarele misiuni, Shenzhou 5 și 6 în spațiu, alți doi astronauți chinezi au auzit același ciocănit care nici până azi nu are o explicație clară. Astronauții Apollo 10 au auzit muzică extraterestră în căștile lor. După 4 zile în Marele Abis, astronauții americani Tom Stafford, Gene Cernan și John Young se aflau în partea îndepărtată a lunii. Era 1969. În timp ce fotografiau craterele și beau suc de struguri, cei trei au început să audă zgomote organizate din altă lume care veneau din căștile lor. Acest lucru s-a întâmplat pentru o oră întreagă. Sigur e o muzică ciudată, a spus comandantul Cernan. Va trebui să aflăm despre asta, a spus Young. Nimeni nu ne va crede, a mai adăugat acesta. După decenii, muzica a fost încă un mister până la începutul anului 2016, când momentul a devenit popular. Popular Science and Time a dat explicații afirmând că sunetul emana din interfața radio dintre navele spațiale. Cu toate astea, cei trei astronauți experimentați erau obișnuiți cu întâmplările ciudate în spațiu și nu ar fi considerat ceva ieșit din comun o muzică spațială, dacă nu era cu adevărat ceva ciudat. Un astronaut rus a văzut ceva imposibil conform legilor fizicii. Pe 5 mai 1981, generalul major Vladimir Kovalniok, cosmonaut URSS, terminase de făcut un exercițiu în stația spațială orbitală, Salyut, când a privit pe geam. Acesta a văzut ceva incredibil în acel moment. Spre deosebire de astronauții SUA, acesta a exprimat în mod deschis ceea ce a văzut, descriind obiectul la o conferință de presă de la Moscova când s-a întors pe Pământ. Mulți cosmonauți au văzut fenomene care depășesc cu mult experiențele pământenilor. Timp de 10 ani nu am vorbit niciodată despre astfel de lucruri. Întâlnirea despre care mă întrebați s-a întâmplat la 5 mai 81 în jurul orei 18 în timpul misiunii Salyut. În acel moment ne aflam pe zona Africii de Sud, înaintând spre zona Oceanului Indian. Tocmai făcusem exerciții de gimnastică când am văzut în fața mea printr-un mic geam un obiect pe care nu-l puteam explica.
Am văzut acest obiect și apoi s-a întâmplat ceva pe care nu l-am putut explica, ceva imposibil conform legilor fizicii. Obiectul avea această formă eliptică și puține trăsături omenești. Dintr-o vedere frontală părea că se va roti în direcția zborului. După acest moment s-a întâmplat un fel de explozie foarte frumoasă de urmărit, de lumină aurie. Aceasta a fost prima parte. Apoi una sau două secunde mai târziu a urmat o a doua explozie în altă parte și au apărut două sfere aurii și foarte frumoase. După această explozie am văzut doar fum alb, apoi o sferă asemănătoare norilor. Înainte de a intra în întuneric, am zburat prin Terminator, zona crepusculară dintre zi și noapte. Am zburat spre est și când am intrat, în întunericul umbrei pământului, nu le-am mai putut vedea. Cele două sfere nu s-au mai întors. Astronautul american Cheo a văzut mai multe lumini ciudate. În septembrie 2016, scriind pentru Space.com, astronautul american Cheo a remarcat că ar fi cea mai mare aroganță să credem că suntem singuri în univers. În 2005, acesta a fost comandant al Stației Spațiale Internaționale timp de 6 luni și jumătate. În timp ce instala antene la 400 km deasupra Pământului, a asistat la ceva ce încă nu a înțeles. Am văzut niște lumini care păreau să fie într-o linie și a fost aproape ca o bifă cu capul în jos, a spus el. Și am văzut zburând și mi s-a părut îngrozitor de ciudat, a adăugat. Unii au teoretizat că acele lumini erau pur și simplu cele ale unei bărci de pescuit la sute de kilometri, dar mulți nu sunt de acord cu această explicație. Un cosmonaut sovietic a filmat un OZN. Astronautul sovietic Azer Musa Manarov a petrecut 541 de zile în spațiu în timpul carierei sale. O zi din 91 a fost diferită de toate celelalte. În drum spre stația spațială Mir, a surprins un OZN în formă de trabuc pe cameră, timp de 2 minute. A privit cum se aprindea în anumite momente și se învârtea prin cosmos. Se spune că în spațiu nu poți spune dacă ceva e aproape sau departe, deoarece nu există un cadru de referință, nu se poate aproxima dimensiunea unui obiect, deoarece nu există ceva cu care să fie comparat. Ar putea fi acesta un caz de ceva masiv și îndepărtat care plutea prin spațiu sau ceva mic și de aproape? Manarov a negat cu tărie că acest OZN ar fi fost pur și simplu gunoi spațial. Ai avea sau nu ai avea încredere în omul care a doborât recordul pentru cel mai lung timp continuu petrecut în spațiu? Probabil că da. Șerpii spațiali. Dr. Story Musgrave are 6 diplome academice, este medic și matematician și a activat în corpul marin al SUA. E de asemenea un astronaut NASA care are 6 zboruri spațiale la activ. Împreună cu toate astea, el se mândrește cu cea mai colorată poveste a unui OZN spusă vreodată. Într-un interviu din 94 a povestit despre observația sa. În două dintre misiunile mele am văzut un șarpe acolo. Era cauciucat deoarece are unde interne și te urmărește pentru o perioadă destul de lungă. Cu cât zbor mai mult în spațiu, cu cât vezi o cantitate incredibilă de lucruri acolo, iar acest gen de lucruri îți aduce într-adevăr o certitudine că alte creaturi vii sunt acolo. Când a fost întrebat ce anume crede că e acolo, el a spus asta. Creaturi vii mult mai dezvoltate ca civilizația umană. Sunt probabil cu 100 de milioane de ani în fața noastră și nici nu putem concepe cât de avansați sunt și tipurile de lucruri pe care le fac. De aceea fac un efort de comunicare și aș putea fi considerat excentric, deoarece știu că probabilitățile sunt aproape de zero, dar le spun să coboare și să mă ia cu ei. Observările multiple ale lui Gordon Cooper. A fost un bărbat din sudul Statelor Unite care a zburat cu Mercury 9 și Gemini 5. A fost ultimul american ce a petrecut timp în spațiu de unul singur. A fost de asemenea beneficiarul mai multor observări de OZN, după cum a afirmat chiar el. În anul 1951, în timp ce zbura cu forțele aeriene, el și alți piloți au asistat la o vastă armată de OZN-uri care zboară în formare la altitudini extrem de mari, după cum a declarat astronautul. Aceasta a fost prima întâlnire a lui Cooper cu OZN-urile. Un deceniu mai târziu, în mai 63, Cooper a mers în spațiu la bordul unei capsule Mercury pentru o călătorie în jurul lumii. Pe ultima sa orbită, în timp ce trecea peste orașul australian Perth, a observat un obiect verde strălucitor zvâcnind spre el cu o viteză mare. Obiectul era real, cel puțin conform stației de urmărire din vestul Australiei, care l-a identificat pe radar. Cooper a raportat incidentul Companiei Naționale de Radiodifuziune. Când a aterizat, rapoartele NBC au spus că nu l-ar putea intervieva cu privire la observație pentru că ar fi periculos. Ce a văzut Dumitru Prunariu în spațiu? Chiar dacă românul nostru care a ajuns în spațiu nu a văzut lucruri atât de terifiante, povestea sa e una remarcabilă. În cadrul misiunii Soyuz 40, efectuată în perioada 14-22 mai 81, Dumitru Prunariu a petrecut în spațiu cosmic 7 zile și 20 de ore.
Misiunea spațială s-a desfășurat la bordul navei cosmice sovietice Soyuz și al stației orbitale de cercetare științifică Salyut 6. Prunariu a fost al 103-lea om care a zburat în spațiu în urmă cu 4 decenii, când România a devenit al 11-lea stat din lume care a avut proprii cosmonauți. În prezent, totalul e de 580 de oameni din 38 de țări. Dumitru Prunariu a declarat: prima dorință în momentul în care am ajuns pe orbită, s-a desprins ultima treaptă a rachetei purtătoare și am ajuns în imponderabilitate. A fost să mă uit prin hublăul navei cosmice să văd cum arată Pământul. Popov, partenerul meu de zbor și comandantul misiunii, îmi spunea: nu te uita. Am întrebat de ce, s-ar putea să ți se facă rău, e prea sus, nu ai mai fost niciodată aici. Normal că nu l-am luat în considerare, iar imaginea pe care am văzut-o a fost fantastică. Spațiul cosmic e atât de vast și atât de necunoscut pentru om, încât unii astronauți au văzut lucruri uimitoare pe care noi nici nu le putem imagina. Dar până vom afla adevărul, putem face doar anumite speculații cu privire la aceste declarații și povești. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă, pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!